Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă prezint un material interesant care face parte dintr-un domeniu mai puțin comun. Este vorba despre plasa care captează sufletul pentru a rămâne în Matrix. Și că adevărata conspirație este suprimarea ideii tale despre cine ești tu cu adevărat. Este un articol interesant ce aparține Makiei Freeman. Makia Freeman este editorul The Freedom Articles și cercetător senior la toolsforfreedom.com. Scrie despre multe aspecte ale adevărului și libertății, de la expunerea aspectelor conspirației globale până la sugerarea soluțiilor pentru modul în care umanitatea poate crea un nou sistem de pace și abundență. Este un avid promotor al libertății, adevărului și sănătății. Misiunea sa este de a dezvălui adevărul, de a crește gradul de conștientizare cu privire la conspirația de a înrobi omenirea și de a ajuta la crearea unei mase critice de oameni care să se opună și astfel să restabilească pacea și libertatea în lume. Potrivit Makiei Freeman, ideea unei plase de prindere a sufletelor sau a unei plase de suflete care ne așteaptă la moarte și ne ține în Matrix este o noțiune sumbră și extrem de tulburătoare, dar care crede că trebuie luată în considerare de toți cercetătorii serioși ai conspirației globale. Adevărații liberi gânditori vor să știe exact unde se termină grozava conspirație globală. Cât de departe merge suprimarea? Depășește această viață? Trece de această planetă? Ei bine, răspunsul poate fi da pentru ambele, consideră aceasta. După ce petreci ani de cercetare, trecând prin multe straturi de corupție politică, corporatocrație, supraveghere, atacuri false flag, banca centrală, OMG-uri, geoinginerie, sionism, linii de sânge iluminati, agenda radiațiilor, OZN-uri și extraterestri, intervenții extraterestre și multe altele, vei ajunge să realizezi că adevărata sursă a suprimării se află la intersecția conștiinței și a conspirației, consideră Makia Freeman. De ce? Pentru că conspirația se referă cu adevărat la suprimarea ideii tale despre cine ești cu adevărat, ca om, ca ființă. Este vorba despre a te convinge că nu ești nimic, că nu ești nimeni. Este vorba despre a te convinge că ești doar o mașină biologică, aptă să servească nu mai mult decât o roată dințată dintr-o mașină sau, așa cum a spus Pink Floyd, doar o altă cărămidă în perete. Știința curentă, până în ziua de azi, încă neagă existența conștiinței doar pentru că nu se poate descurca cu cele cinci simțuri. Soluția sa simplistă este să ignore tot ceea ce nu poate măsura. Există mulți cercetători care nu vor putea contempla acest subiect sau vor refuza să meargă acolo, deoarece se ciocnesc cu sistemele lor de credințe, cum ar fi sistemele de credințe religioase, viața de apoi este fie rai, fie iad, sau 100 de fecioare, dar nu o plasă de suflet. Sisteme de credințe științifice ori materialiste, adică nu există un suflet sau conștiință, sau diverse alte sisteme de credință, potrivit cărora nu există lucruri precum extraterestri sau OZN-uri. Dacă ați ajuns la aceste informații, probabil că sunteți gata să treceți dincolo de aceste sisteme de credințe, realizând că sunt create pentru a crea o dihotomie falsă și a vă dezputernici. Probabil v-ați dat seama și că adevărații manipulatori la cârma conspirației sunt entități non-fizice, la care diverse religii și culturi s-au referit la arhoni în tradiția gnostică, djin sau jin în islam, demoni în creștinism, umbra din noi în cărțile lui Carlos Castaneda sau cu alte nume. Ce este capcana reîncarnării, plasa de prindere a sufletelor sau plasa de suflete? Ideea este că la moarte, sufletul sau conștiința noastră se separă de corp și apoi trece printr-un proces în care memoria sa este ștearsă și reciclată, adică reîncarnată într-un alt corp, pentru a repeta același proces.
În acest fel, Pământul devine o planetă închisoare literală, din care este foarte greu să scapi. Rețeaua de suflete este plasată acolo ca o rețea energetică artificială, nu rețeaua energetică naturală a liniilor lei ale planetei Pământ, pentru a împiedica orice suflet să treacă. Astfel, Pământul rămâne un sistem închis, în care se nasc în mod constant oamenii noi, cu scopul de a alimenta economia și de a genera emoții negative, pentru ca arhonții să se hrănească, fără ca oamenii să-și amintească cine sunt ei sau care este situația reală. Rețeaua de suflete asigură că planeta rămâne un teren pentru ca arhonții să ne declanșeze emoțiile, ceea ce fac cu experiențele prin mass media, război, frică și alte metode de înșelăciune, astfel încât să se poată hrăni. După cum a spus Don Juan în cartea finală a lui Castaneda, The Active Side of Infinity, suntem ca humaneros, crescuți ca vitele într-o fermă pentru a fi exploatate. Amintiți-vă și de seria de filme Matrix. Morpheus îi arată lui Neo adevărul șocant că suntem crescuți ca sursă de hrană pentru controlori. El îi arată lui Neo un simbol al bateriei. Deși acesta este un simbol bun, o baterie implică o stocare de energie. În realitate, acționăm ca generatorii de energie pentru arhonți. Așa că un generator pe care îl vedeți la un șantier ar putea fi un simbol mai precis. Cu toate acestea, pentru că suntem ființe puternice, arhonii nu se pot baza doar pe forță pentru toate acestea. Trebuie să ne păcălească, să le dăm consimțământul. Cum fac asta? Cum ne fac să intrăm de bunăvoie în plasa sufletului? Cu trucul luminii albe. Deci rețeaua sufletească se bazează pe trucul luminii albe. Ni s-a spus din diverse surse că lumina albă la moarte este ceva spre care să ne îndreptăm. Filmele de la Hollywood, precum Ghost, promovează acest lucru. Oamenii care au experimentat trăiri în afara corpului o menționează. Dar dacă, așa cum au sugerat David Icke, Wayne Bush și alții, lumina albă la moarte și lumina însă și în acest context este trucul, dacă lumina este sursa înșelăciunii, la urma urmei, iluminatii și alte societăți secrete îl închină pe Lucifer, purtătorul de lumină. Michael Sarion vorbește despre armonizarea ocultă a luminii. Cameron Day vorbește despre motivul pentru care nu mai este un lucrător în lumină, din cauza dualității false și a luminii false. Ce se întâmplă dacă discuția New Age despre lumină este o altă capcană? Ce se întâmplă dacă lumina este sursa planetei închisorii matrice? Dacă lumina ar fi mecanismul rețelei sufletești? Sună ciudat, dar haideți să vedem diferitele surse vechi și noi care sugerează acest concept. Când sursele independente, în special din perioadele diferite de timp, vin toate cu aceeași idee, este un semn bun că informația este valabilă. Simon Parkers este un incredibil contactat extraterestru în zilele noastre. Dacă îi asculți interviurile, este clar că este un om rațional, liniștit, care chiar deține o funcție în administrația locală din Anglia. Simon Parkers afirmă că intervenția extraterestră și manipularea genetică au avut loc mai devreme în istoria umanității, când ADN-ul nostru a fost alterat și abilitățile noastre psihice au fost reprimate. Acest lucru a fost făcut pentru ca nimeni să nu poată contesta gardienii închisorii, adică arhonții. Parkers menționează trucul luminii albe și al plasei sufletului într-o prezentare video pe care o puteți găsi pe internet. Povestea Wingmakers este o creație uimitoare, plină de povești despre istoria umanității, poezie, pictură și muzică, ce merită verificată. Una dintre cele mai puternice dintre povești, care sunt scrise ca ficțiune, dar par complet reale, este interviul Neruda numărul 5,
unde aflăm cum toți oamenii, care suntem divini, conștiință infinită, am ajuns la a fi prinși în corpurile fizice care mor. Înșelăciunea a apărut prin conspirarea a trei rase extraterestre separate, Anunnaki, rasa șarpelui și sirienii, care au găsit o modalitate de a-i păcăli pe atlanți, strămoșii noștri străvechi, să locuiască în vasele biologice, adică în corpul uman. O parte a înșelăciunii îl implică pe Anu, regele reptilian al Anunnaki, care domnește omenirea ca rege și stabilește planuri de existență pentru a se asigura că nu ieșim niciodată, inclusiv planul de reîncarnare a sufletului. O temă în budism și hinduism este că această lume este Maya sau iluzie, adică matricea. O altă învățătură budistă este că viața conține suferință și că reîncarnarea este un ciclu nesfârșit de suferință, roata samsarei, care poate fi rupt doar prin practica spirituală, adică ridicarea conștiinței. Deși unii oameni ar putea vedea acest lucru ca fiind pesimist, se încadrează exact în ceea ce știm, conspirația mai grandioasă și rețeaua sufletească. Cartea tibetană a morților, veche de milenii, este un manual de instrucțiuni pentru călugări despre cum să se pregătească pentru punctul morții și să obțină eliberarea evitând reîncarnarea. Val Valerian este un fost agent CIA pe numele real John Grace, care a început să scrie despre ideea unei rețele de suflete în anii 1990, înainte de trilogia de filme Matrix. În cărțile sale, el scrie: extratereștrii gri sunt cei care așteaptă în lumină când o ființă umană moare. Ființa umană este apoi reciclată într-un alt corp și procesul începe din nou. De aici lumina și tunelul la capcana morții. Scanând pe cineva pe care doresc să-l recicleze în timp ce se apropie de moarte, extratereștrii descoperă cine era înainte cu puțin timp să moară. Ei proiectează imaginea persoanei în tunelul de lumină albă, iar imaginea trimite persoana respectivă mai adânc în tunel. Dacă alege să urmeze imaginea, poate fi prinsă în capcană și trimisă la o altă încarnare, la alegerea arhonților. Aceste entități văd pământul ca pe o fermă mare, notează Val Valerian în cărțile sale Matricea 2 și Matricea 5. Tanaat, din Legiunea de Argint, vorbește și el despre existența rețelei sufletești sau a capcanei de reîncarnare. El o descrie ca pe un pix conceput să arate așa cum s-ar aștepta individul sau sufletul să arate viața de apoi. De exemplu, dacă ai fi creștin și te aștepta să-l vezi pe Sfântul Petru la porțile perlate, ai vedea asta. Dacă ai fi musulman, s-ar putea să vezi 100 de fecioare. Ea face de asemenea referire la faptul că amintirile oamenilor sunt șterse înainte de a fi trimiși înapoi pe pământ pentru a se reîncarna. Există și alte persoane care știu sau cred în existența rețelei sufletești, precum Wes Penre, contactatul extraterestru Peggy Kane, Greg Prescott de la ind5d.com, Greg Calis și mulți alții. Cât de interesantă acea plasă de suflete? Interesant este că plasa de suflete, ideea de recoltă de suflet și capcană de suflet, toate se întâlnesc și în jocurile de cărți magice, cărțile sau jocurile video. Ideea unei plase de suflet este în conștiința publică. Rămâne întrebarea: este umanitatea suficient de pregătită să o confrunte și să o investigheze? Pot destui oameni să înțeleagă amploarea rețelei sufletești, că reîncarnarea forțată într-o planetă închisoare este aservirea supremă și să ridice conștiința peste aceasta? Încheie Machia Freeman. Dragi prieteni, probabil că vom găsi răspunsuri cercetând. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, numai bine vă doresc, pe curând!